Ministerul Mediului desfășoară o amplă campanie de informare și conștientizare a importanței colectării selective și reciclării deșeurilor. Prahova este al cincilea județ în care se organizează o conferință regională sub sloganul Reciclăm în România. Dar fără îndoială, și cred că trebuie să spun acest lucru, deși nu ne face vreo cinste, România este codașa Europei la capitolul managementul deșeurilor, dar dincolo de această cifră rușinoasă, mă sperie tendința. Pentru că în timp ce România a evoluat atât de mult, la atât de multe capitole despre care discutam mai devreme, în materia deșeurilor, suntem împietriți, băltim, stăm pur și simplu și nu reușim să vedem luminița de la capătul tunelului. Pe lângă conștientizare, reprezentanții Ministerului Mediului recunosc că e nevoie și de investiții masive. Printr-un buget guvernamental sunt puse la dispoziție 1,2 miliarde de euro ce pot fi accesate de autoritățile locale. Vorbim aici de centre de colectare cu aport voluntar, aceste CAV-uri, cum le numim noi, la fel cum discutăm și despre sute de milioane de euro investiți în insule digitale de colectare a deșeurilor. Sunt niște sisteme inteligente, digitalizate, prin care cetățeanul nu doar că va colecta selectiv gunoiul, dar fiecare cetățean va fi identificat în baza unei cartele de acces și atunci când va depozita cantități mai mari sau mai mici de reciclabil, va putea să existe o trasabilitate a acelor deșeuri și identificarea până la nivel de persoană fizică a beneficiarului. Față de media națională, Prahova are un grad puțin mai mare de colectare selectivă a deșeurilor. Noi, județul Prahova, ne bucurăm să fim un pic peste media națională. Dacă în anii 2020-2021 eram undeva pe la 12-13% ca procent de reciclare, de colectare selectivă, în 2023, județul Prahova a ajuns la aproximativ 17%. Fără îndoială că în județul Prahova s-au investit foarte mulți bani în ultimii ani în investiții legate de infrastructura de mediu, la fel cum nu doar în partea de administrație publică, de sector public, dar și în ceea ce privește partea privată, acești operatori privați, și avem industrie serioasă în județul Prahova. Bineînțeles că rămân în continuare problemele legate de disconfortul olfactiv în zona municipiului Ploiești. Rămân în continuare și alte probleme cu care ne confruntăm legate de alte depozite de deșeuri, unele dintre ele periculoase chiar. Campania Reciclăm în România va mai continua și în alte trei județe din țară.